Bă, dar cum ați reușit, mă? Uite, unul acolo, unul dincolo. Cum v-ați tros nimă așa, halos? Dar eu acum le văd. Una e pe partea aia, altă, pe partea mea. Frontal. Păi, cine? Femeie la volan. Da, uite, asta nu mai are roata pe dreapta. Din spate, dar te o trosne de nu se mai vede. Da, nu știu, bă, ce vitez e aici, că aici nu se aleargă. Înseamnă că a ieșit din pe un gang ceva. Că sunt niște curți pe aici. O fi ieșit, n-a dat prioritate, a venit ăla, dar eu merg în coadă, uite, coadă. În șansă că treceți voi, că nu mă mai scoate nimeni cu asta de acolo. A venit și descarcerarea, dar ce-o fi venit că doar nu o văd nicio... Era una spărietă, cu unghii lungi și atât. Aia a făcut ce a făcut. Gheață, tracțiuni în spate, bagă piciorul în ele, nu știu, uite, mai trece una. Bă, cât i-a chemat? Cine a chemat? A chemat, zici că, dar nu sunt victime. Nu era nimeni în mașină. Că nici salvarea nu, n-a făcut nimic, știi? Da. Ei, știi ce? Se bazează pe senzori aia, pe antiderapaj, dar până intră la în acțiune, tu deja ești în șanț. Mă uit la asta, că și asta are, dar nu-mi taie. Care îmi tăia, mă? Manu, nu știu care. Îmi tăia, deci tăia accelerația. Renault. Iarăși. Dar asta nu taie din prima. Mi-arată în bor că patinează, știi? Dar trebuie să tai și accelerația. Aia, nu o tai. Dacă o pun pe pilot, nici nu o ia dacă alunică, pentru că nu, pilotul e făcut numai să o ia, dacă vede că patinează, o scoate. Păi bă, ar trebui el să o ia așa, în fel, ușor, ca să nu mai patineze. Renault și Volvo era făcut așa, asta nu, asta cum dă că patinează, o scoate. A, și ce afacere ai făcut? Înseamnă că nici din calculator, cum au gândit-o ei, nu-i bine, că au un demaraj tot așa, forțat, înseamnă. E mai proastă, mă. E mai proastă. Alea mai vechi, clasici, obișnuite, îți spun eu că n-ai atâtea probleme cât ai cu una de-aia. Au pus la prostii pe ele. De exemplu, mie mi-a pus frânare de urgență. Pentru ce mi-a pus mie frânare de urgență? Păi ăia sunt inconștienți cu capul care a gândit-o așa ceva. Păi mie, dacă îmi faci o frânare de urgență și sunt încărcat, nu mă nenorocești? Nu mă nenorocești? Mă omori!
Și nu-i vorba că o să zic că de aia trebuie să fii atent. Păi băi, sunt ăștia fără minte. Și să bagă în față, spune că te-o frână, că i s-a părut lui că nu știu ce ai făcut tu sau... știi, sunt guțulani din ăștia și să bagă și pun frână. Și ea intră că ăla frânează, ăla bine mersi pleacă și tu rămâi cu pagba. Ia-l de unii noi. Uite, a nins și pe aici, măi, numai alb peste tot, alb, alb, alb. Mai. Și la Brăila era alb, alb. Te rătăcești, gata, bagă-te la loc. Ține-te după el. Iar să umple. Iar să umple România de Ucraina. Ăștia au un generator aici. Da. Deci tot așa intră. Dacă s-ar putea tot cu 110 la oră să intre în el. Pentru că au lăsat pe două benzi, ar fi trebuit să facă pe o bandă cum e la Galați. Cum te duci spre Târgu Bujor, sunt la două benzi. La fel ca aici. Cu despărțitură, balustradă de asta, beton pe mijloc și ca să poată să încadreze aia că dacă e la două benzi ăștia trage în goarnă, dă-i tare. Au făcut giratoriu, dar au schimbat din două benzi, au făcut pe o bandă. Și nu mai poți să vii cu 110 tu să te bași tu în giratoriu ăla. A făcut pe o singură bandă, a îngustat și te obligă, vrei, nu vrei, reduci viteza. Acum aici a făcut ei giratoriul ăla, că să mai încadreze, dar dacă vine unul, tot așa stă, pentru că se circulă prea tare. Și, ăla, și mulți la noi confundă giratoriul cu prioritatea de stânga. El dacă se uită în stânga, când vine ăla, nu se mai bagă. Ăla vine tare, vezi, Doamne, vine de aici și eu trebuie să stau. Nu, nu. Cine a intrat primul în giratoriu, ăla are prioritate. Așa că, normal, toți trebuie să reducă viteza. Nu numai, nu numai ăla care vine din partea stângă, vezi, Doamne. Ia stai, că am un apel. Ia
Ia zi mai. Nu, a trecut calea asta ferată la două benzi. Cum? Na, mă, am vrut să iau o prostie, de aia și am luat-o și e defectă. Când mă întoarce să o dau înapoi. Am dat și 30 lei pe ea. De acolo. De la Albeș Paleologul. Păi cu ce s-o probezi? A băgat, dar pe urmă am văzut să încinge. Zic, de ce să încinge? Și când am pun mâna în vârf, n-are arcul ăla ca să țină presat. Sunt fierbântă dacă are contact imperfect, știi? Mă întoarce și eu dau. Ia-ți-mă, ți-am dat 30 lei. Pentru ce ți-am dat 30 lei? S-o rup eu? Bag eu cuțitul în ea să pun în arc, dar de unde? Da. Cât mai am de aici? Cât? 15? Cât mai am? Nu știu, 15 km, zic, cât mai am? Brașov 96 de kilometri. Bine, măi, Nelu. Ai, drum bun să ai. Ai auzit? Zi, ce vrei? Aveai ceva să-mi spui important? Că se întrerupea semnalul și de aia nu te-am mai auzit. Bine, Nelu, drum bun să ai. Doamne ajută. Ia zi, băi, Vasile. Dar ce vorbesc prea mult? Mă întreba unii sunt, că vine și el aici. Zic, am luat de la ăla, mă, și zic, nu merge prostia aia. Zic, doar să-l fac eu, dar zic, e, bă, dar ai luat lucru nou, pentru ce, îl faci tu? Dacă nu vrea să-l schimbi, atunci rămâne la mine și asta e. Nu mă cer cu el. Dar îi spun, îți pierzi credibilitatea. Asta zici că nu l-ai probat? L-am probat, mă, merge așa, dar am văzut că se încinge. Și mi-am pus întrebarea că de ce se încingă. Pentru că e contact imperfect. De aia. Și când am pus mâna în vârful lui acolo, am văzut că nu revine aia. De aia să încinge. Uite, mufa asta de gând stau de vorbă cu tine, uite, o scot, îi pun mâna în cap și uite, e moale. Dar ăsta te are de tai mai arc, te are pe uliță, cum spui tu. Aici în cap, cum ai zis tu, cu șurub pe mijloc. Da, aia e mufă, da. Auzi, Vasilică? Cunosc și eu o leacă, adică nu pot să zici că... Eu te văd zici că sunt... în șifonier aici, băgăt. Iau ce-i în cabină la mine. S-a uitat nevastă mea, zice, bă, mă uit așa la tine, ce e acolo, zice, tot e împrăștiate, nu mai e cum era odată, ordonat, curat. Păi, unde să le bag, nici sub pat n-am loc, e motorul aici, uite, e motorul. Unde? Ei, Doamne, dar tu ce mergi, mă, cu luminile stinse, păi european?
avea șurub și aia, băgam eu un arc acolo, știi, și-l făceam. Îi luam arcul de la celălalt. Dar n-are, eu cum disfac aia? Nu eu stric? Până una alta o să-i dau înapoi și dacă nu vrea să o primească, atunci o să încerc să o stric. O să-ți-o dau ție până la urmă. Nu, aia nu. Asta dacă ar fi să nu o schimbi, ți-o las ca să te uiți tu la ea. Înțelegi? Poate ești mai răbdător, mai... Dacă îți dărdăie mâna, nu știu ce mi-ai faci.